declarații în acest moment? Ideea este să organizăm alegeri anticipate. Cum s-ar putea face această variantă? Românii au arătat S-a încheiat întâlnirea dintre președintele Iohannis și premierul Ludovic Orban. Știm că s-au întâlnit la ora 10, au avut subiecte extrem de importante de discutat, printre care poate eventual demisia lui Ludovic Orban. O să revenim la declarațiile premierului acolo la Cotroceni. Oamenilor, și este absolut necesar ca puterea să revină la popor și cetățenii să își aleagă reprezentanții astfel încât să existe un parlament, o oglindă fidelă a opțiunilor actuale ale cetățenilor români, care să ducă România în direcția bună, care să aibă clar o poziționare euroatlantică fermă, care să fructifice la maximum pentru România beneficiile apartenenței la Uniunea Europeană și care de asemenea să permită o dezvoltare economică bazată pe investiții, pe creșterea productivității, pe creșterea competitivității companiilor, pe inovare, pe cercetare și pe fructificarea tuturor oportunităților care există pentru România. Este primul pas. Domnule premier, vă gândiți să vă dați demisia sau așteptați o moțiune de cenzură? Vă dați seama că acum nu o să vă dezvălui strategia care am gândit-o. Cert este că am convenit împreună, președintele României și cu mine, că asta este cea mai bună soluție pentru România. Așteptați o moțiune a PSD, domnule prim-ministru, v-ar ajuta mai mult decât o demisie? Cu siguranță vom găsi cele mai bune soluții pentru a determina declanșarea procedurii de anticipat. Când începe? Cât timp credeți că va dura? Ca de două ori în Parlament să fie respinsă propunerea de premier. Adică dacă vă dați demisia, nu se fac automat anticipate, ci trebuie să fie respinsă propunerea de premier de două ori consecutiv în Parlament. Spus că vom aplica cele mai bune soluții, astfel încât să atingem obiectivul de a reda puterea în mâna oamenilor, în mâna românilor, astfel încât să-și aleagă un parlament care să fie conform voinței lor. Cum trebuie să se desfășoare alegerile anticipate în același timp cu locale? Am discutat, ar fi util și bine să fie simultan cu localele, în cazul în care vom reuși să derulăm procedura necesară până la locale, oricum la o dată cât mai apropiată de locale, dacă într-adevăr nu va fi posibil o dată cu localele. Domnule prim-ministru, tocmai pentru că procedura presupune un timp destul de lung până se poate ajunge la alegeri anticipate, când anume faceți primul pas pentru declanșarea procedurii? Sunt convins că veți afla. Ați negocierile, domnule premier. Privind aceste alegeri anticipate, știți că am desemnat un grup de lucru, o echipă de discuții. Purtăm aceste discuții, încă mai avem de purtat discuții în continuare. Cert este că ceea ce ne privește, asta este convingerea noastră, că România are nevoie de alegeri anticipate. Discutați și cu PSD? Și cu ALDE și pro-România și cu cei și din cu PSD? Ce să discutăm cu PSD când obiectivul nostru, când obiectivul nostru este tocmai acesta de a elibera și Parlamentul României de PSD? Dar cu ALDE și pro-România? Siguranță să vom discuta cu toate formațiunile politice. Deci cu PSD nu negociați sau nu discutați sub nicio formă privind aceste alegeri anticipate? Discutăm prin dumneavoastră. În privința, ați discutat și despre alocațiile pentru copii? Cu siguranță am discutat. Aici poziția președintelui este firească. A spus că intenția domniei sale este aceea de a promulga legea. Sigur, noi suntem puși într-o situație în care și dacă am vrea n-am putea majora alocațiile. Cel mai probabil soluția pe care vom merge este aceea de a proroga termenul de intrare în vigoare a legii până când vom avea posibilitatea de a asigura resurse financiare în bugetul de stat, iar aici știți foarte bine că nu se poate face lucrul acesta decât la rectificarea bugetară, care nu se poate face decât după data de
1 iulie. Deci prorogarea ar fi pentru 6 luni de zile? Vom vedea exact care va fi conținutul, dar sensul discuțiilor pe care le-am avut cu președintele converge spre această soluție. A vorbit domnul președinte ieri și despre pensii, despre creșterea pensiei minime. Spunea dumnealui că își dorește creșterea pensiei minime. Este posibil în acest moment o creștere? Și dacă ne puteți lămuri un pic și cu vârsta de pensionare, majorarea vârstei de pensionare a fost un subiect extrem de dezbătut în ultimele zile. Știți foarte bine că subiectul ăsta s-a născut din decizia guvernului de a nu mai permite cumularea pensiei cu salariul în instituții publice și că aici au fost discuții. Sigur că există un punct de vedere destul de clar al nostru, că ar fi bine să se dea fără a crește vârsta de pensionare, dar să se dea posibilitatea în anumite domenii, educație, cultură, sănătate, unde oamenii au capacitatea efectivă de a exercita profesiile și la o vârstă mai mare decât vârsta de pensionare, să se dea posibilitatea ca să-și continue activitatea o perioadă de timp, 5 ani, 7 ani de zile, fără să mai fie nevoie de, să spun, decizia unui conducător de instituție sau director de școală sau conducător de universitate. Pur și simplu să fie opțiunea oamenilor. Asupra acestui subiect există un punct de vedere. Sigur că nu am stabilit încă momentul în care vom emite o reglementare în acest sens. Președintele vorbea aseară despre alegerea primarilor. Este vorba de o chestiune opțională, nu este o creștere a vârstei de pensionare, cum din păcate am văzut că a fost prezentată într-o parte a mass media. Este vorba pur și simplu de o chestiune opțională. Dacă omul dorește să își continue activitatea profesională, sigur, fără să cumuleze pensia cu salariul, ci să își continue activitatea profesională încă o perioadă de timp, se poate să facă lucrul acesta. Președintele Klaus Iohannis vorbea aseară despre alegerea primarilor în două tururi, spunea că este un proiect pe care îl susține și va insista la dumneavoastră pe această temă. Voiam să vă întreb... Nu trebuie să insiste, Partidul Național Liberal este cel mai mare susținător al alegerii primarilor în două tururi. De altfel, am prezentat, am mai fost întrebat pe tema asta, vom vedea să, dacă este posibil să deblocăm proiectul de lege de alegerea primarilor în două tururi, care a fost parcat neregulamentar la o comisie care aproape își dăduse obștescul sfârșit, respectiv Comisia de Cod Electoral, astfel încât să-l aducem în dezbaterea plenului Camerei Deputaților, pentru că e depășit termenul de raport. Asta este deocamdată obiectivul nostru. Dacă vom vedea că acest lucru nu se poate realiza, deși eu vă spun că există, după calculele noastre și pe discuțiile care le-am avut la nivelul Camerei Deputaților, există o majoritate care susține adoptarea acestui proiect. Dacă acest lucru nu se va realiza, vom lua o decizie ulterioară. Este mai Roman de lider angajării răspunderii pe alegerile în două tururi, dat fiind faptul că cei de la PSD să nu ne grăbim, să anticipăm. Obiectivul nostru ca partid este clar, obiectivul de a permite cetățenilor din fiecare comunitate locală să aleagă primarul cu 50% plus 1, adică în două tururi, cum este cunoscut, pentru că așa ni se pare normal ca orice primar care practic conduce 4 ani de zile destinele comunității să beneficieze de legitimitatea conferită de votul la jumătate plus unul dintre cetățenii. Dimineață o informație de la mai multe primării din Cluj și primăriile din Ilfov că nu ar primi bani de la guvern în primele 6 luni ale anului. Știți ceva despre acest lucru? Este o anexă unde este specificat 0 lei pentru aceste primării din Ilfov și câteva din Cluj. Nu sunt în temă, mă voi informa și cu siguranță aici Ministerul Finanțelor, în cazul în care este așa, deși sincer, cel mult poate fi o eroare tehnică, pentru că în ceea ce privește alocările de fonduri, acolo readuc aminte că noi am făcut câteva lucruri în favoarea comunităților locale. Am crescut de la 60 la 63% procentul din impozitul pe venit care se face venit direct la bugetele localităților. De asemenea, am preluat jumătate din cheltuielile sociale, 50% din cheltuielile sociale care fuseseră transferate în 2019 pe umerii
bugetelor locale, am preluat 50% la bugetul de stat. Deci noi am avantajat bugetele comunităților locale prin legea bugetului de stat. Despre convocarea unei sesiuni extraordinare, ați discutat cu președintele Klaus Iohannis? Sigur că am discutat și despre această eventualitate. Urmează să luăm o decizie legată de acest subiect. Pentru a anticipa alegerea primarilor în două tururi, vreau să revenim un pic. Nu este foarte clar, pentru mine cel puțin. Dacă nu veți reuși să deblocați proiectul din Parlament și spuneați că nu luați în calcul momentan angajarea răspunderii, luați în calcul o ordonanță de urgență, pentru că mai e foarte puțin până la momentul... Vom căuta cea mai bună soluție. Președintele Klaus Iohannis ia în calcul să aibă discuții cu liderii partidelor parlamentare pentru Cred că la această întrebare nu vă poate răspunde decât președintele Klaus Iohannis. Domnul și ministru, din datele pe care le aveți, din strategia pe care cu siguranță o aveți, instrumentele de care dispuneți, putem spune 100% că vom avea anticipate anul acesta? Asta nimeni poate să garanteze 100% în ceea ce privește voința președintelui și voința mea și implicit a Partidului Național Liberal. Aceasta există și e 100%. Ca să fie exact, ați prefera, pentru că sunteți premierul României, ca aceste alegeri anticipate să vină după ce vă depuneți mandatul sau după o moțiune de cenzură? Să știe că există două soluții de declanșare a procedurii. În funcție de evoluția evenimentelor, vom apela la una sau la cealaltă dintre soluții. Aveți o preferință pentru una dintre cele două? Păi vom vedea ce se va întâmpla. Dat fiind faptul că președintele a spus că tot domnia voastră veți fi propunerea de premier, credeți că vă avantajează să vă dați demisia? Ascultați-mă, aș prefera să nu mai intrăm acum în discuții tactice care țin de modul în care va evolua contextul. Cert este că noi vrem ceea ce cred că își doresc marea majoritate a românilor. Ca România să se îndrepte într-o direcție bună. Ca în România să existe un parlament care să exprime fidel voința cetățenilor și care să constituie un suport solid pentru toate reformele care trebuie făcute în România. Ceea ce nu este cazul acum. Evident că obiectivul nostru este să scoatem PSD-ul așa cum este el astăzi și din parlament, să nu mai lăsăm să domine Parlamentul, pentru că altfel va torpila toate inițiativele benefice pentru România pe care le are președintele și guvernul. Dar cel târziu, când ar trebui să începe? Care blochează, cum spuneți dumneavoastră, Parlamentul, este același care poate să vă blocheze alegerile anticipate. PSD nu dorește alegerile anticipate. Cum să blocheze alegerile anticipate? Ce să facă? O să voteze ei guvernul PNL? Vă dați seama că o să râdă toată țara de ei? Când este termenul limită, când ar trebui să înceapă procedura pentru alegerile anticipate? Am discutat și asupra acestui termen limită, încă nu vi-l spun, pentru că trebuie să mai facem o analiză referitor la perioada de timp care trebuie să treacă între momentul, după dizolvarea Parlamentului, între momentul convocării alegerilor de către guvern și momentul de data alegerilor efective, că sunt niște proceduri care trebuie respectate și în funcție de asta trebuie să ne calibrăm toți pașii. Variante de premier și de guvern care să cadă succesiv de două ori în Parlament aveți? Presupunem că nu veți fi dumneavoastră. Nu presupunem nimic. Luați în calcul și reducerea numărului de parlamentari la 300, de exemplu, cum au cerut cei de la PMP? Asta nu depinde de noi, pentru că structura Parlamentului este determinată de norma de reprezentare, adică la câți cetățeni se stabilește un deputat, respectiv un senator. Asta presupune o modificare legislativă și, sincer, nu cred că va fi posibilă înainte de... Ce ne dorim cu adevărat este să creștem reprezentarea în Parlament a diasporei. Tichetele de vacanță ar putea să fie o variantă prin care, la un moment dat, chiar dacă dați ordonanță de prorogare, să poată susține dublarea alocațiilor? Bugetul este construit așa cum este scris în legea bugetului de stat.
până la rectificarea bugetară, atâta timp cât la alocații pentru copii este prevăzută o sumă de bani, noi nu putem să luăm bani din altă parte și să-i ducem spre alocații de copii, cu atât mai puțin de la voucherele de vacanță. Și aici, în privința voucherelor de vacanță, deși vă aduceți aminte că PSD-ul a spus că dacă vine PNL la putere va tăia voucherele de vacanță, ele au rămas și cetățenii pot beneficia de voucherele de vacanță și nu are nimeni nici cea mai mică intenție să umble la voucherele de vacanță, ele fiind prevăzute în legea bugetului. Dacă până la prima rectificare bugetară nu vor fi tăiate pensiile speciale, va avea guvernul bani pentru aceste alocații? Pentru proiectul de lege privind desfințarea pensiilor speciale, proiect elaborat de Partidul Național Liberal, știți foarte bine că a primit raport favorabil din partea Comisiei de Muncă și trebuie să intre în plenul Camerei Deputaților. Ca atare, noi, că aici a fost discuția legată de sesiunea parlamentară extraordinară, dezbaterea care am avut-o în birou executiv privitor la sesiunea parlamentară extraordinară a fost tocmai pentru adoptarea două acte normative. Proiectul de lege privind tăierea pensiilor speciale și proiectul de lege privind alegerea primarilor în două tururi și, evident, legea privitoare la Ordonanța 40 pentru alegerea președinților de consilii județene de către consilierii județeni. Voci din PSD susțineau ieri că nu ar vrea să depună o moțiune de cenzură, asta pentru a lăsa guvernul PNL să arate de ce este în stare. Cum îi veți convinge, într-un fel, să depună o moțiune de cenzură ca să se ajungă la aceste alegeri anticipate, eventual după luna februarie sau din februarie? Veți vedea. Vă mulțumesc. Negociați cu domnul Ciolacu. Veți vedea, vă mulțumesc.